Situație gravă în județul Dâmbovița. Mai multe gospodării din localitatea Vălen sunt afectate de alunecările de teren și trei familii au fost evacuate deja. Oamenii au fost nevoiți să se mute la rude sau cunoștințe. În zonă sunt probleme și la rețeaua electrică, deoarece un stâlp de joasă tensiunea a luat-o la vale. Din cauza alunecării terenului s-au produs și acumulări de apă, iar autoritățile au fost nevoite să intervină și să dreneze apa cu ajutorul unui buldo excavator. Și în Mureș, aproape 900 de consumatori din nouă localități au rămas fără energie electrică din cauza vremii nefavorabile. Rețeaua de alimentare Antena a fost avariată în urma vântului și a ploilor puternice.